Haideți să intrăm în pâine și cu vaxul. Astăzi, pe educație. După cum știți, copiii nu au manuale niciodată la începutul anului școlar. Asta nu îi împiedică pe oamenii din Ministerul Educației să scoată noi și noi manuale. Cel mai recent este manualul de educație fizică. Și e aici o întreagă discuție, domne, dacă e nevoie de așa ceva sau nu. Dacă te uiți cum aleargă mulți dintre copiii din ziua de azi, e clar că au nevoie de un manual din care să înțeleagă cum să alerge, cum să facă o fandare, cum să facă o rostogolire înainte de astea. Deci aici eu aș fi scos chiar și un CD lângă acest manual. Copiii trebuie să vadă ca să execute corect și mulți profesori nu le arată, că și asta e o problemă. Pe de altă parte, într-un învățământ care cultivă cunoștințe, nu abilități, manualul ăsta era ultima problemă. Dar să vedem ce au de spus oamenii lui Răzvan Anghelescu, Vax Populi. Ce părere aveți de manualul de sport? Nu știu, cum vi se pare ideea? Părerea e foarte proastă. Foarte proastă. De ce? Păi la sport, carte? Păi și așa, o cărăm degeaba, eu nu i-o cruz la mine. Deci, nu știu, erau, ați făcut sport până acum, să faceți sport la școală? Da, am făcut. Ai simțit nevoia, nu știu, unui manual de sport? Nu, știu. Nu, vreau doar să mă joc și fotbal. Mi se pare o prostie, manualul de sport. Adică, nu știu. Ați auzit de discuția, nu ministrul al învățământului, adică nu e prea nou, Liviu. Discuția, dar, după părerea mea, este o... Nu știu, o prostie. Ați făcut sport la școală? Ați făcut? Da, da, da. Ați simțit nevoia unui manual de sport? Nu, nu. Ce părere aveți de manualul de sport? Cum vi se pare ideea asta de a avea un manual de sport? Sinceră să fiu, mi se pare o idee bună. O idee bună. O idee extraordinar de bună. Ce credeți că există acolo, la capitolul 1, la manualul de sport? Probabil cum să faci sport, nu știu. Nu mai sunt la școală și nu prea mai e treaba mea acum. Nu e treaba ta. Ai făcut sport? Da. Ai fi avut nevoie de manual? Ai simțit nevoia unui manual de sport sau te-ai descurcat și fără manual? Nu. Cu profesorii era cel mai bine. De ce crezi că a apărut manual de sport? Să ne uităm cum se face exercițiile. Ceva de genul. Da. Dar e cam, nu știu, forțat, nu prea important. Nu. De ce credeți că a ieșit manual de sport mai? Pentru bani. Da, totul se rezumă în România, totul se rezumă la bani. În acel manual de sport încep să-ți arate toate figurile. Începe de la... Ce, știți cum este? Începe cu coloana vertebrală, brațele, picioarele, glezna, da? Fiecare os, oscior. Ce învață un elev dintr-un manual de sport? Păi, condiția fizică, asta contează foarte mult. Fac elevii din ziua de azi sport? Nu prea. Nu prea. Nu prea. Noastră mai face sport, mai... Da. Ce sport faceți noastră? Cu turism. Era nevoie de un manual de sport? Nu știu, eu nu am legătură cu... Ați făcut sport când erați la școală? România, da. Ați avut nevoie de manual? Ați simțit nevoia unui manual? Nu, manual nu există la sport. Asta zic, dar acum există, asta zic. A, nu știu, nu cunosc legile de aici. Sunt de 15 am plecat. Unde sunt? De unde sunt? Unde, dacă puteți? Există acolo manual de sport? O exista? Nu există. Nu are cum să existe, da? Manual de sport. O părere proastă, știți de ce? Nu neapărat din prisma caietului sau manualului, dar la noi nu se prea face sportul. Asta e, nu înțeleg de ce le trebuie. Da, nu înțeleg de ce le trebuie manual atâta timp cât ei nu fac sportul. Ai făcut la școală sport? Nu am făcut. Nu ai făcut sport? Nu, aveam ore de sport, dar nu făceam. Dar ce faceți la sport? Bine, până să jucăm fotbal, de asta de școală. În concluzie, ai avea nevoie sau nu de un manual de sport ca să faci sport? Nu. Ce faceți acum? Ce exerciții mai faceți? Flotări astea, trațiuni la bară. Faceți după manual? Uitați, o întrebare bună. După manual sau nu? Nu, asta le știu eu când trăgeam. Când trăgeați? Da. În concluzie, era nevoie de manual sau nu? Ba da. Credeți că un manual de sport e util sau nu pentru unele? Da, este foarte util. Foarte, foarte frumos. Ce să învețe, domnule? Ce să fie? Gimnastică.